Direct de la Bordeaux, Irina Margareta Nistor, să numână bună dimineața. Bună dimineața. Bonjour. Bonjour. Nu să spune, dacă se poate să numești bon diminești, la care nu există, dacă se bon poate. Bon dimine, păi da. Da, da, normal. Noi mai avem și varianta cu bon diminue. Eu cred că asta, da, eu cred că asta nu se scoală. Uite, pentru tine așa de Halloween, asta, ne-am gândit că un dovleac... Poate dovleac trage, deci... Doamnă, după ce mi-ați adus o ruletă de la... De la Amara sau de unde mi-ați adus? Păi da, Fălticeni, vezi cum vorbești. De la Fălticeni mi-ați adus o ruletă. Acum mi-ați adus o bomboană de la Bordeaux. Ce să zic, păi, e, să bine, știi, e bine să ai neamuri în străinătate. E adevărat, e adevărat. Dar a fost destul de cum se cade că ți-aduc și o sticlă de Bordeaux. Ava, exact cum am cerut. Nu m-a puțin, știi, să vedem. Să vedem dacă vai de mine. Este, nu, că poți fi niște stronadă înăuntru. Oi, de mine. Vezi? Da. Da. Nu, nu, da, am și învățat pe larg cum se face, cum știi să... Ați chiar, învățat? Chiar este de la ceva care se cheamă Le Château de Papa, adică ți-am adus de la Papa special, nu de la Papa acesta, ci de la un Papa mai de mult. De Papa, de Papa Clement, de Papa Clement, adică sunt, nici mai mult, nici mai... Și era o poză, chiar asta m-a amuzat, că era o poză cu Agri, care este proprietarul, care are vineric cam în toată lumea, în România încă nu, dar era o poză cu Depardieu, așa că poate că într-o bună zi o să ajungă. Și investește în cultură. Investește în cultură. Da, da, ți-am adus o pasta specială. Am văzut, adică, vezi, cheile. A plăcut și că a verificat dacă spuneam acolo o sticlă cu apă. Era nasol acum, nu? Că nu, 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 păi nu facem, adică, nu băgăm apă. A, și încă o chestie, să știi că Bordeaux e considerat ca fiind echivalentul lui Tolstoi, așa că nu știu dacă ți-am adus chiar pe Ana Karenina, dar suntem în zonă, uite. Știți că sunt fan, da, de Ana Karenina, n-a ajuns știu, să vă placă, știu, încă, știu, nu? Știu, 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 da, cu Greta Garbo, da. Doamnelor și domnilor, un actor deloc grăbit, se trezește greu și ne-a făcut plăcerea să se trezească în zi de marți, când are și multă treabă, pentru că a început gala tânărului actor. Doamnelor și domnilor, Marius Manole, aplauz. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Marius Manole! Bună dimineața! Actor! Tocmai m-a anunțat la horoscop că n-am o ziceam, nu e cea mai bună zi și că ar trebui să stau în cămin, acasă. Crezi, iată... crezi în horoscop? Ești genul care se ghidează? Da, nu, da, nu, nu știu. Ești un tip superstițios? Da, 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 da. Ca orice actor. Ca toți actorii, da, 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 am toate. Toți actorii au chestia asta. Au scos un dicționar, dar nu l-am găsit. Un dicționar numai de superstiții actoricești, da, în Franța, firește. Ah, bine. Păi dacă să-l traducem, era... cred că e la fel. Ștefan Iordache era vestit de... Zine una. Oh, dar de la ieșitul din casă cu piciorul drept, dacă scapi textul pe jos, trebuie să te așezi pe el cu fundul, trebuie să nu te uiți la unghii în ziua spectacolului, nu stai unghiile, nu pisica neagră, nu treci pe sub Oscar, intri în scenă cu piciorul toate drept. Toate erau ale lui Ștefan Iordache? Nu, toate sunt ale noastre. Le-am preluat așa, nu știu cum, Dumnezeu și... Nu se zice bam, să nu se zice noroc, nu, se... nu mă merd în franțuzește, exact, așa, da, da, da. Nu duci garoate la doamne niciodată. Nu te întâlnești cu femeia de servici cu găleata goală. A, nu mai spun, e valabil pentru tot. Când a luat mungiu, chiar pe stradă a trecut cineva cu o găleată plină cu apă, ceea ce era absolut halucinant. E și cu plinul, se zice la noi. Exact, da, exact, și a luat Pandora, așa că... Zim de gala tânărului actor. Păi gala tânărului actor a fost anul ăsta la Costinești și pentru că în juriu a fost doamna Ana Pelea, Ada Milea, și am descoperit niște tineri absolut, realmente extraordinar de talentați, foarte tineri. M-am gândit că ar fi o pierdere pentru bucureșteni să nu-i vadă aici în capitală. Și am făcut un mini-festival, Hop în Pod, se cheamă, care se ține în Pod la Historia. A început acum două zile, durează până pe întâi, cu cei premiați, cu premianții galei. Și eu, sincer să cred, spuneam și doamnei Nistor pe hol, că eu credeam că bucureștenii, când or să audă că vin cei mai tineri talentați, or să se înghesuie la rezervări și or să rupă ușile. Și încă o dată mi s-a demonstrat că nu e deloc așa. Că publicul din București nu e tocmai avid după noutăți și nu prea riscă. Dacă pe afiș nu se află un nume mare, nu prea umplu sările. Drept pentru care în primele două zile de festival au fost oameni, dar nu așa cum mă așteptam. Chiar deloc. Chestiunea asta țin și de PR și de promovare, doamna Nistor știe mai bine. Da, e și în paralel, dar să știi că același lucru se întâmplă, asta îi spuneam lui Marius, cu care ne știm bine, de la Anonimul, de la avioane, ca să zic așa. Și la Le Film de Cannabis, care este același lucru. E o înghesuială infernală la Adel. Toată lumea mă sună, mă întreabă cum, deși el va intra după aceea în oraș. Ai, nu, toată lumea vrea exact doar acum cât este în festival. Și multe altele care sunt așa. O treabă, da,
pensii din... Da, dar e păcat din... pentru da, că... Da, dar nu poți să ții tot timpul, că exact. Nu ții într-o petrecere. Și e păcat pentru că cu acești copii, ei, sistemul de România fiind atât de prost, sistemul de teatru fiind atât de prost, teatrele fiind blocate, ei efectiv nu au unde să se facă cunoscuți, ei n-au unde să devină un nume. Adică dacă noi nu mergem acum să-i vedem, să-i sprijinim, să-i ajutăm să fie cunoscuți, ei vor muri rând pe rând. Și vor renunța la, și vor renunța la meserie, la meseria. Cum știu o groază de cazuri. Cât de actori. Cât câștigă un actor în momentul ăsta? Proaspăt angajat în teatru. Probabil 8 milioane. 8 sau 8 milioane. Deci cred. Dar proaspăt angajat în teatru, asta e ce spui tu, este, nu se poate. Că nu există proaspăt. De 5 ani de zile există foarte rar oameni proaspăt angajați în teatru, pentru că sistemul e blocat, noi nu avem voie să angajăm. Tu ești un simbol al generației tale, știi bine chestia asta, chiar dacă nu-ți place să recunoști. Am văzut interviul pe care l-ai dat la Garantat 100%, Cătălin Ștefănescu. Mă întrebam dacă mai sunt oameni din zona teatrului pe care nu ți-ai pus în cap după interviu. Dar nu cred că mi-am pus pe cine, nici nu m-am gândit. Dar n-ai ratat nimic, cred că și portarii sunt acum. Da, nu mă gândesc niciodată așa. Chiar nu mă gândesc. Și cred că adevărul spus, cred că n-are cum, poate deranja, dar nu-ți pot lua nimic. Ce poate să, nimeni nu poate să-ți ia nimic, de fapt. Ție nu, că ai câte, 17 roluri în momentul ăsta. Făceam o glumă când ne-am întâlnit la Totul e Permis, că Marius Manole joacă și în somn, pentru că are atâtea reprezentații că ar trebui să joace și râde, în somn. Râde, dar se ție n-au ce să-ți facă, dar generația Italia... Eu l-am prins într-o zi la 3 spectacole, e adevărat că și eu am fost să văd 3 spectacole la rând, dar l-am prins la 3 spectacole rând, așa că... E adevărat că ție n-au ce să-ți facă, dar generația ta care, cum să spun, trebuie să se miște într-un fel, e ușor pus să suprești. Păi e pus să suprești, asta mă și deranjează și de asta și lupt și de asta mă și trezesc ca să vin la voi și să promovez lucrul ăsta. Câți că... actori ies în fiecare an? Cred că în toată țara sunt vreo 2000. Wow. 2000 de actori, wow. Da. În fiecare an. Cred că sau 1000 și ceva. Dar sunt multe facultăți de teatru, din păcate, cred eu. Și ei n-au unde să meargă. Și acum îi găsim barmani, găsim ceea ce, sigur că în America se practică. Dimineața faci, servești la mese și seara joci Hamlet. Deci eu cred că e cam imposibil lucrul ăsta, dar se poate. E greu, e foarte greu pentru ei și de aceea... Mai deși cât un craniu așa, da, și de aceea vă rog să mergeți și să-i vedeți, pentru că dacă n-ar fi talentat, eu nu v-aș chema. Chiar nu v-aș duce undeva. Mai povestit de foarte multe întâlniri de genul ăsta pe la Alexandria, mi-ai zis că da, sunt da, o chestie festivalul de, da, acolo e un festival pentru tineri, acolo se bazează pe educație și pe faptul că noi ne creștem viitorul public, ceea ce e important. Copiii sunt atât de împătimiți de teatru, încât ei chiar dacă nu vor da la teatru, vor ajunge să știe într-o sală de teatru să nu deschidă Coca-Cola, cum se întâmplă acum, să nu deschidă berea, să nu mănânce floricele, să nu... Și să n-aprindă telefonul, asta e o regulă nouă, asta mă uitam acolo la cinematografe, nu numai că să nu vorbești, dar nici să nu citești mesajele, că bagi în ochi lumina. O, dar noi de pe scenă, da, când suntem într-un, se face heblu, eu văd, lasă telefoanele, au început să apară la teatru cu tabletele. Tablete, full! Tabletele, sunt mult mai mari, adică stai un pic. Măi, o să ajungă să-ți dea cu laserul, ca la partidele de fotbal. S-a întâmplat și cu laserul. Da, am avut și cu laserul, da. Eu la tânărului actor, un eveniment pentru bucureșteni. Dar mai zi o dată unde, că chiar nu m-am se întâmplă la Historia, vis-a-vis de comedie, pe Lipscan, vis-a-vis de comedie, într-un pod foarte drăguț, foarte frumos amenajat, unde actorii tineri încearcă să debuteze. De la ce oră până când? De la 21 seara și astăzi și mâine până pe 1 noiembrie. Sunt spectacole, câte 3 participanți pe zi. Își prezintă exact momentele pe care le-au prezentat la gala tânărului actor de la Costinești. În centru vechi, de la ora 9, vis-a-vis de și comedie, vă mai invit undeva pe 31 de Halloween la Teatrul Minion, unde colegii mei au făcut o chestie foarte interesantă. Or să fac o lectură a unui text mai creepy, așa, și or să vrea să meargă împreună cu actorii să viziteze niște case vechi, părăsite din jurul, prin centru vechi. E o chestie foarte interesantă. La Teatrul Minion se întâmplă pe 31, nu? 31 da, e Halloween. 31 așa că vă invit da, da. Păi se întâmplă atâtea în seara aia că ar trebui să se, da, să se da, mulțească noaptea, dar e oricum, tu e unul și lângă Cinema Light, e o clădire. Mi-a arătat mie un taximetrist și acolo sigur sunt fantome, așa că... Tu mă înveți cum să fac să nu plâng la Oscar și Tantiroz și eu te învăț cum e cu PR-ul în partea asta da, de televiziune. Te rog. Da, da, da. Am avut și ceva imagini, mi-a făcut o deosebită onoare, nici măcar nu pot să vorbesc de plăcere, să fiu alături de Medea Marinescu și de Marius Manole într-un show interesant la Antena 1, Totul e Permis. Ăsta este momentul cu planul înclinat, care este absolut fabulos și unde Marius Manole s-a comportat ca un mare improvizator, deși el spune că nu știu, da, nu e tot timpul pregătit. Doamna Nistor,